aspecte mai puțin plăcute ce s-au petrecut de-a lungul vieții până în acel punct. Dacă ar fi să trageți linie, există ceva regrete? Da, pot să spun că am ceva regrete. Regrete în sensul că nu mi-am dat seama de tainele lui Dumnezeu încă de mic copil și am realizat asta din 1997 încoace. Adică atunci nu știam să scriu toate câte vedeam și toate câte auzeam, dar încolo nu am niciun regret. Nu pot să spun că regret ceva ce ar fi trebuit să fac. Deoarece am avut o căsnicie fericită și le doresc tuturor, așa cum am avut de 35 de ani căsnicia cu soțul meu, copii buni, frumoși, sănătoși, m-au ascultat, mă respectă. Și faptul că pot să scriu și pot să dezvălui din tainele lui Dumnezeu, sunt fericită până la cer și înapoi și dincolo de cer. Uh-huh. Ați primit vreun mesaj special azi de ziua dumneavoastră? Astăzi de ziua mea, da, am primit multe mesaje speciale, am primit de aseară și de la miezul nopții, dar cel mai frumos, aș putea spune, mai impresionat, deși sunt pe partea din față la Sfânta Troiță să descriu, și doar m-am dus în spate, am intrat din nou în curte și m-am dus în spate și când am ieșit cu mătura, am găsit acolo o crizantemă mare, din aceea cu hrană mare, pusă la ușa Maicii Domnului la Sfânta Troiță, pentru că nu am știut de la cine. Am încercat să intuiesc de la cine și am sunat persoana respectivă și a spus că a trecut și mi-a lăsat. Era de vorbă doar de un minut, două până m-am întors eu, știe? Atunci am deschis Sfânta Troiță și am rugat-o pe Maica Domnului să primească darul de la persoana respectivă și să împărțim amândouă bucuria în acelei flori. Chiar dacă era pentru mine, faptul că a pus-o la Sfânta Troiță pentru mine a fost o minune. Dar un mesaj dintre cele pe care le primiți dumneavoastră? Mă refer la cele pe care le aveți... Da, le primesc pe blog și pe Facebook oricum, dar sunt atât de multe sute de mesaje că nu pot să le verific. Dar pe blog primesc și dacă văd primul două, trei cuvinte și văd că sunt din acele răutăcioase și jignitoare, nu mai citesc mesajul și le șterg. Mm-hmm. Și chiar aș vrea să rog pe cei care pierd timpul și mi-adresează mie și cititorilor mesaje, cum să zic eu, în momentul în care deschizi și vrei să le citești, e parcă ți se întoarce stomacul pe dos, atât de vulgare sunt. Și îi rog să nu mai scrie, că oricum eu nu le public și își pierd timpul degeaba și nu mă afectează sufletește, deci le ignor pur și simplu. Ori găsesc o piatră în calea mea și dau cu piciorul, ori găsesc acele mesaje, e același lucru. Ce faceți astăzi? Cum sărbătoriți? Cum sărbătoresc? Uite, cu desenilare. În vedere dimineața, în viață, mi-am făcut niște cumpărături. Am postat un videoclip dimineața când am ieșit în curte să-mi iau cafeluța. S-au adunat ca de obicei vrăbiuțele și le-am filmat și le-am denumit că sunt invitatele mele speciale la prima ora dimineții și am postat chiar pe Facebook. Da, sunt fericită. Primesc foarte multe telefoane, mesaje. Nu pot să răspund la toată lumea, nici la telefoane, nici la mesaje. Dar la noapte, târziu, o să le mulțumesc tuturor și mulțumesc și acum din toată inima tuturor celor care mă felicită. Cu adevărat, îi simt aproape și simt că sunt prietenii mei adevărați. Și nu am cuvinte, ei sunt sute de prieteni care îmi trimit mesajele. Nu am cum să le spun fiecare în parte, dar vreau să le spun că fiecare în parte are un loc în inima și în sufletul meu. Și aș vrea, Roxana, dacă îmi dai voie, pentru că este azi atât de importantă, să fac un apel către cititorii noștri, către cei care ne vizionează la BZI Live. Vine iarna și Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Crivițe nu are încă centrală termică. A făcut părintele caloriferele și instalația toată și nu... Dacă poate cineva, poate pur și simplu să cumpere o centrală termică, să o ducă la părintele. Aș vrea să-i dau numărul de telefon la părintele, se poate? Sigur că da, sigur. Da. E vorba de părintele Constantin Velicu, cu numărul de telefon 0740331430. Am să repet, 0740331430. Cine vrea și dorește să ia legătura cu părintele personal și poate să-și cumpere centrala termică. E o mare
milostenie, pot să spun, atât pentru Sfânta Biserică, cât și pentru credincioși. Și aș mai vrea, Roxana, și pentru Biserica cu pictura, Înălțarea Domnului, mi-am propus, am zis că să nu uităm, e vorba de Biserica Înălțarea Domnului din Tecuci, care a fost ajutată și mare nevoie de ajutor cu pictura. E vorba de părintele Neculai Forta, cu telefonul 0729 079924. Cine dorește poate să ia legătura cu părintele și să mai ajute cât se mai e puțin să termine pictura Sfintei Biserici și acolo undeva sus Dumnezeu scrie în cartea sa milostenia și tainică făcută de fiecare. Cu siguranță. Și mai știu că oamenii au fost receptivi din totdeauna la astfel de mesaje pe care le-ați lansat, inclusiv aici la emisiune. Și poate și de data aceasta vor... Aș vrea să spun despre centrala termică de la Biserica Sfântii Arhanghelii Mihai și Gabriel din Sibiceni, cu părintele Constantin Velicu. Va trebui în octombrie să dea drumul la căldură și nu este centrală termică. Avem mare nevoie de ajutor. Mulțumesc din inimă! Cei care au văzut știrea încă de ieri cu privire la subiectul pe care îl vom discuta astăzi, cu siguranță au ridicat așa din sprânceana asta, pentru că am scris noi acolo că în caz de război România va fi apărată de extraterestri. Nu a venit de la noi ideea, ci am preluat-o de pe blogul dumneavoastră. Practic sunt vorbele dumneavoastră. Lămuriți-ne puțin, cum vine asta? Asta este un mesaj mai vechi. Și l-am reluat din cauza că primeam foarte multe mesaje de la cititori, mesaje îngrijorătoare, mă sunau și îmi spunea: Doamna Maria, ce facem că ăștia ne bagă în război? Ce facem? O să murim, o să se întâmple ca în Ucraina. Și am simțit nevoia să reiau acest mesaj. Știu că mulți vor avea acum foarte multe comentarii și din punctul lor de vedere le dau dreptate, pentru că spune că numai Dumnezeu ne apără. Așa este, Dumnezeu ne apără, dar așa ne ajută Dumnezeu tot prin oameni. Deci dacă Dumnezeu ne ajută prin oameni, pe noi, și ne deschide uși și ferestre ca să rezolvăm necazurile și problemele noastre, iată că Doamne ferește într-un caz de război, un război mondial și care, bineînțeles, se va extinde și asupra României, Dumnezeu va trimite aceste ființe create, repet, create de Dumnezeu, pentru că am primit adeseori mesaje în care spunea Dumnezeu egal extraterestri. Și pur m-a tradus, Dumnezeu a creat pe extraterestri. Deci aceste ființe vor fi prezente ca o armată de neînvins, așa cum stau frunzele toamna în copac sau fructele, dacă vrei, vara în copac. Așa vor sta aceste fapturi una lângă alta, una deasupra celelalte, și orice ar vrea să treacă în România noastră sfântă, că este Țară Sfântă, în România noastră a adevărului Duhului Sfânt, nu va cădea pe teritoriul României, ci pur și simplu va fi topit într-o singură clipită. Deci din aer vor fi prinse toate, știu eu, armamentele astea în caz de un război mondial. Dar să sperăm că încă nu va fi cazul. Dar dacă va fi cazul, Doamne ferește, vreau să zic că nu ar trebui să fim îngrijorați, nu ar trebui să ne temem, pentru că Dumnezeu are grijă de țara sa, de al doilea nou Ierusalim, care va fi cât de curând, nu știu, cât de curând poate să fie un an, doi, trei, când Mântuitorul va veni pe pământ, poate mai mult, dar Dumnezeu vrea ca România Sfântă să înflorească și nici de cum să fie distrusă de un eventual război mondial. Și atunci o va apăra cu toată puterea sa. Ar putea fi cazul să ne îngrijorăm de un eventual război? Nu, tocmai asta spun. Să nu ne îngrijorăm, să nu fim îngrijorați. Am scris și vreau să le spun și în direct prin Bezei Live, ca toți cei care sunt atât de îngrijorați și vor să-și aducă copiii din afară sau le este frică să nu fie chemați la război, că nu este cazul. România nu va fi afectată de război, de un eventual război mondial. România va fi ocrotită așa cum ar ține Mântuitorul și Maica Domnului ceva în palma sa și nu se atinge nimic de asta, așa nu se va atinge nimic de România. Și pentru că tot vorbeam despre extraterestri, am văzut că ați mai avut și un articol, chiar sâmbătă l-ați scris, despre primul OZN care a fost odată cu începutul lumii. Da, acest articol este un articol reluat.
Până și eu le-am uitat, Roxana, să știi. Dacă da, închipui, sunt și foarte multe noutăți zi de zi. Așa este, sunt foarte multe noutăți de zi și căutând prin arhiva blogului, dorind să liniștesc la propriu, nu doar să-i liniștesc așa metaforic pe cei care îmi primi mesaje și m-au sunat că sunt îngrijorați din cauza războiului. Am găsit și acest mesaj în care spune și astfel primul zemea a fost la începutul lumii, primul zemea a fost odată cu începutul lumii. Și vreau să zic că m-am bucurat tare mult că am regăsit acest articol. Iată că atunci când Dumnezeu a creat Universul, lumea întreagă, cu lumea întreagă, majoritatea semenilor nu se spune că există doar pe pământ lumea întreagă, dar nu este așa. Deci când Dumnezeu a creat Universul acesta mare, a pus în el de la firul de iarbă, de la tot ce se găsește sub pământ, de la firul de iarbă până la noi, ne-a creat pe noi, planete și ființe care să locuiască și alte planete. Sunt ființe în univers care locuiesc în alte, pe alte planete. Sunt primitori de inteligente, frumoase la chip, bune la suflet, pe ce au suflet. O eventuală întâlnire un pic mai îndepărtat cu extraterestri, cu acei omuleți gri sau verzi sau albi, va fi în România noastră. Ei vor da față în față, mai întâi se vor arăta poporului român. Când auzeam un glas mai de mult, când un articol spuneam, și că, Doamne, dar de ce vor să vină extraterestri pe pământ? De ce vor să se ducă? Și atunci îi spun că se duc ca un, avea și un steag alb al păcii, un extraterestru, și spune, se duc doar din iubire, din recunoaștere, se duc doar ca să salveze omenirea de pe pământ. Așa va fi, să știi. Știu că par povești, dar nu sunt povești. Sunt reale și într-un timp mai apropiat, mai îndepărtat, toate acestea se vor întâmpla, dar va fi spre bucuria noastră, spre fericirea noastră și ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-a ales pe noi ca popor care să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu în al doilea său Ierusalim, pentru a judeca atât pe cei vii cât și pe cei adormiți pe care îi va învia. Deci ar trebui să nu ne temem de absolut nimic, nici de cutremure, care nu va veni un cutremur mare în România, nu va fi un cutremur distrugător și nici de război. Să fim fericiți, să nu ne fie teamă nici de boli, nici de alte lucruri care ne întristează. Să ne sunt toate cele și ne punem nădejdea în mâinile lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Dar de ce tocmai nouă? De ce să ni se arate nouă românilor? Pentru că de pe planeta asta, pământa noastră, credința cea adevărată, credința creștin-ortodoxă, iubirea față de divinitate, aici intră prea Sfânta Treime, Maica Domnului cu Sfinții Săi, este găsită doar la poporul român, într-un procent foarte mare. Și acum cineva ar putea întreba ce legătură au extraterestrii cu Dumnezeu? Pentru că și ei sunt ființele create de Dumnezeu și în caz că ceva se întâmplă cu poporul român, urmează a se întâmpla cu poporul român, cu România întreagă. Dumnezeu își trimite oamenii aleși, ființele alese, cum sunt extraterestri sau și alte ființe, le trimite să ia pe poporul ales. Pentru că poporul român iubesc pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și este un popor primitor, un popor iubitor, nu într-un procent, vreau să spun, de 90%, dar măcar 50% din sufletul lor, românii iubesc divinitate și sunt oameni buni și milostivi. Și de aceea a ales Dumnezeu ca Fiul Său să vină pentru a doua oară pe pământ în România și asta va fi. Deci, știu, mulți spun că suntem noi buricul pământului. Da, în momentul actual suntem centrul Universului, în momentul actual. Și nu spun ca o laudă, ci o spun ca un adevăr. Că sunt și persoane care au câte ceva de criticat și într-un mod violent, vulgar, asta e problema lor, vor răspunde în fața lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți oameni, cei mai mulți români, iubesc fapta bună, iubesc milostenia, iubesc credința, se închină lui Dumnezeu și Maicii Domnului și de aceea Dumnezeu a ales ca Fiul Său să vină să se bucure, să fie fericit și Maica Domnului, să nu mai primească ceea ce a primit cu 2000 de ani în urmă în Ierusalim, Fiul Său.
Aici va fi doar dragoste și iubire, chiar numai lapte și miere va fi în România. În momentul în care se va apropia data venirii Mântuitorului Hristos. Vorbim despre extraterestri și știm că nu multă lume crede în această teorie și nu ar trebui să ne mire, pentru că în continuare sunt foarte mulți oameni care se îndoiesc de cele întâmplate în trecut și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Și tocmai de aceea aș vrea să trecem la altceva ce ați scris dumneavoastră, la Arca lui Noe și la tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Ați spus de curând că au existat cu adevărat și aveți și garanția acestui lucru. Cât e mai aproape Arca lui Noe? Da, sâmbătă. Sâmbătă înseamnă că trebuie să fie pe aici. Da, am văzut. Este tot un mesaj reluat. M-am bucurat că l-am regăsit în arhiva blogului. Da, era cred că după 2014 și vedeam în fața mea, aici se explică, e foarte frumos, o apă mare, ca și cum ar fi venit de pe un munte înalt. Și atunci, în momentul acela, pe peretele acelei ape, deci nu pe apă, dacă apa cădea ca în cascadă, pe acelea apă, văd o corabie mare, de o corabie care arăta ca o opincă, vreau să zic. Era ceva minunat de frumos. Am găsit niște poze pe internet care să se apropie de ceea ce eu vedeam. Era foarte lungă, imensă, era construită dintr-un lemn gros, un lemn maroniu spre negru și era, dacă vrei să spun, aș vrea să spun, era ermetic închisă. Și indiferent cum ar fi fost valurile de mare, apa aceea atât de mare, erau valuri care se ridicau, să spun așa, nu reușeai să vezi cu ochii, cu privirea de jos de pe pământ, cât de înalte erau acele valuri. Și la un moment dat, văzând această imagine vie, cum arca stătea pe peretele unui munte, un munte de pe care curgea apă, deci nu s-ar putea în viața noastră firească ca un vas să stea pe perete, și totuși acea arcă a lui Noe stătea prin puterea Duhului Sfânt pe acel perete și aud un glas care spunea așa, că arca sub formă de arc, una arca a lui Noe, arca era sub formă de, chiar sub formă de arc, doar că în față era vârful mai ascuțit și chiar arăta ca o opincă. Nu avea corăbiere, exact cum spuneam, arca nu avea corăbiere, nu vedea pe nimeni la cârmă, dar sunt sigură că de acolo de sus Dumnezeu era cel care cârmuia acea corabie imensă și o ducea pe ape, pentru că Noe și cu familia lui erau acolo cu toate animăluțele și plantele de pe pământ, erau acolo în acea arcă și erau închiși ermetic și știm cu toții că după 40 de zile de la acest potop, noi a primit poruncă de la Dumnezeu că poate deschide ușa la arcă și să iese afară cu tot ce a adunat acolo. Și atunci, acum 2000 de ani, vreau să zic că și atunci lumea râdea de noi când Dumnezeu i-a poruncit să lucreze la această corabie. Râdea de noi pentru că spunea, îl considera nebun, cum se întâmplă și în ziua de astăzi, când cineva iese să vorbească despre divinitate, spune că sunt halucinații, că sunt nebune, exemplu sunt și eu, adică și eu primesc astfel de etichete, dar nu mă supăr. Și totuși noi a tăcut din gură și a făcut corabia, a intrat în ea exact cu tot ce a poruncit, ceilalți au rămas pe mal și au continuat petrecerea și se veseleau și când deodată cerul s-a întunecat și apele au acoperit totul. Arca lui Noe a existat într-adevăr, Arca lui Noe, am văzut cum arăta și într-un alt articol o să-l caut și poate în emisiunea viitoare, se presupune că bucăți din Arca lui Noe s-a lăsat în diferite țări, poate chiar în Italia. Ei, nu știu dacă este chiar așa, eu am primit un mesaj divin cu ani în urmă, unde bucăți din corabia lui Noe s-ar afla undeva ascunse bine și mi s-a dat chiar și orașul sau țara, unde nu mai știu acum articolul,
Dar, într-adevăr, adevăratele bucăți din corabie, o să îți promit că o să caut și o să spunem exact unde se află, exact așa cum s-a întâmplat și trebuie să caut. Cum vorbeam și despre Giugiu de la Torino, se presupune că Giugiul, acea pânză albă pe care Mântuitorul a folosit-o de s-a șters pe chip, i-a dat-o Veronica, femeia care era acolo și el alina rănele, le ungea, avea numai bice Mântuitorul pe spate, i-a dat atunci, văzându-l că îi curge sânge pe față, i-a dat acea pânză albă, acea năframă și i-a rămas chipul acolo a Mântuitorului și se spune că este undeva în Italia, dar cu totul alt oraș decât cel care mi-a fost dezvăluit mie. Deci adevăratul Giugiu a Mântuitorului nu se află la Torino, nu știu unde se află, nu mi-amintesc, dar aș vrea pentru emisiunea viitoare să reluăm această discuție, spunem cu adevărat unde se află Giugiu Mântuitorului și cu bucăți din arca lui Noe. Alt subiect care îi incit așa pe oameni să-și dea cu părerea. Ați spus în felul următor, nu mai apelați la ghișitori și la vrăjitorie. Da, am scris așa. Care e părerea dumneavoastră despre acest lucru, această practică? Da, știu că îmi voi atrage mulți dușmani și multe injurii, dar nu contează, pentru că și Mântuitorul a suferit foarte mult pentru noi. Dacă ai vrea, Roxana, să-mi spui exact pe când am scris, să găsesc, că aș vrea să fiu, știi, exact ca să scriu, să spun. Pe 20 septembrie, miercuri. 20 septembrie înseamnă că cum este titlul? Chiar te rog să-mi spui ca să nu greșesc. Iisus a spus, nu este adevărul meu, nu mai apelați la ghicitori și vrăjitoare. Așa, uite acum îl caut. Da, așa este, era un mesaj venit de sus în care are, nu știu exact unde, pe lângă ce sau nu-l găsesc, dar nu contează că-l țin minte. Vorbim și o să-l și caut. Sunt multe persoane care, în disperare de cauză, deci în disperare de tot ceea ce trec, în loc să îngenuncheze, să aducă o rugăciune, să apeleze pur și simplu, să vorbească cu Dumnezeu și cu Maica Domnului, ca și cu cei mai buni prieteni, și să ceară ajutorul. Și mie mi s-a întâmplat să trimită oamenii mesaje sau să pur și simplu să mă sune. Ei credeau că eu pot să le ghicesc adevărul, pot să le spun ceea ce se întâmplă. Ori aș vrea să le spun că eu nu pot să spun nimic de la mine, nu l-am găsit, că nu am nicio putere. Și chiar dacă aș avea o asemenea putere, nu aș spune niciodată, pentru că da, am găsit. Viitorul nu este al nostru, viitorul este al lui Dumnezeu. Iar ceea ce s-a întâmplat, de am scris aici, vreau să spun că vedeam persoane într-o cameră care împărțea cărțile, care încerca să vorbească între ei și să le spune că se va întâmpla anumite minuni. Și atunci auzeam un glas care a spus, Iisus a spus, acesta nu este adevărul meu. Într-adevăr, sunt persoane cu har care pot, dar nu pot să prezică viitorul, să spună că s-a întâmplat ceva. Ceea ce m-a determinat pe mine, am vrut la început doar să dau o mână de ajutor, să previn pe cei care apelează la astfel de oameni, viitori, vegetari, oamenii cu studii înalte care spun că pot prezice viitorul sau pot să-i atingă sau cu gândul prin telefon, ceea ce nu este adevărat. Și gândindu-mă să scriu un articol despre aceste persoane, ca tot așa am scris pentru că eram sunată, primeam mesaje, oamenii erau disperați, femeile în general apelau, fetele tinere. Și în timp ce scriam, vroiam să previn această situație, auzeam un glas care a spus, Iisus a spus, nu este adevărul meu. Deci cei care pretind că pot prezicea viitorul, că pot cu cărți, cu carte deschisă, magie albă, magie neagră, sau dai un telefon și vai de mine că ai făcut sănătos. Nu este nimic adevărat.
Sunt doar, și îmi asum răspunderea, sunt doar escrocherii. Escrocherii care, de la oameni fără niciun fel de caracter, care încearcă doar să jupuiască de bani și de bunuri materiale pe persoanele care ajung într-un pas din care se pare lor că nu mai poate ieși. Nu, dragilor, putem ieși. Uite, avem dovada în care însuși Mântuitorul spune că tot ce aflăm de la oameni ca noi, că ni s-ar întâmpla că vom fi fericiți, că vom face, că vom recupera bani sau pământuri, Iisus a spus, nu este adevărul meu. Deci adevărul căutăm numai la Iisus Hristos și la Maica Domnului. Să știți că chiar Dumnezeu și Maica Domnului cunoaște gândul nostru. Atunci când noi suntem supărați, suntem triști, chiar Dumnezeu cunoaște și Maica Domnului, dar voiesc ca noi să îngenunchem și să spunem, Doamne, ajută-mă, Maica Domnului, ajută-mă să ies în această situație. Și chiar suntem ajutați. Vă rog din suflet, nu mai apelați la astfel de persoane, pentru că nu sunt persoane de încredere și niciodată nu s-a aflat în adevăr. A, că se nimerește și vă spune baliverne, fiecare om este bunat, fiecare om cunoaște un alt om cu ochii negri, cu ochii căprui, alții cu ochii verzi, fiecare om poate i-a murit cineva drag. Și atunci aceste persoane încearcă să spună, uite, cunoști pe cineva cu ochii. Există niște clișee, nu? Absolut, există niște clișee standard, da. Și atunci noi, în disperare de cauză, zicem, măi, uite, chiar mi-a spus în adevăr, chiar s-a adevărat, da, nu da, este da. Să apelăm doar la Dumnezeu și la Maica Domnului, că vom fi ajutați. Dar de ce credeți că apelează oamenii la așa ceva? Poate cred că e calea mai rapidă, mai ușoară? Din puțină credință. Deci, știi cum, oamenii se roagă, dar vor ca atunci când se roagă, ori se deschide cerul să le apară Dumnezeu și Maica Domnului în față, vor să audă un glas să spună, gata, te ajut. Ori nu este așa. Dumnezeu ne dă atunci când El o rânduiește, când El voiește, că știe că suntem disperați cu adevărat și avem nevoie de ajutor. Ne întinde mâna de ajutor. Dar altfel, dacă noi nu suntem cu toată inima, nu simțim atunci când ne rugăm, că într-adevăr am ajuns, a ajuns rugăciunea noastră la Dumnezeu și la Maica Domnului, atunci nu se întâmplă. Și atunci oamenii sunt dezamăgit, spune, zice, a, zice, las, m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ajutat, ia să apelez eu la cutare, îi dau bani, îi dau aia și se va rezolva. Chiar de curând am primit un telefon de la o prietenă foarte apropiată și avea o problemă și mi-a spus, zic, uite, zic, roagă-te mult la Dumnezeu, mă rog și eu, și sigur ai să rezolv. Și că ei, lasă-mă face și cu Dumnezeu îl dau. Deci îți dai seama în ce disperare era dacă pur și simplu a spus că s-a rugat și că s-o lasă în pace cu Dumnezeul meu. Și atunci, ce poți să-i spui unei astfel de om? Decât să te rogi să-L întărească Dumnezeu și Maica Domnului, să arată adevărul că există El acolo și ne ajută. Da. Și îmi povesteați mai demult că nu odată s-a întâmplat să vă caute lumea și să aștepte de la dumneavoastră la fel un răspuns, o soluție miraculoasă la problema pe care o are. Este foarte adevărat. Zilnic aș putea să spun că primesc asemenea mesaje sau chiar sunt persoane care pur și simplu vor să vină la mine acasă și ei cred că dacă vin la mine acasă și mă văd și vorbim față în față, e bine că vin și se închină și la Sfânta Troiță, ei cred că se vor rezolva. Le spun, nu are rost să faceți un drum până aici, pentru că eu nu vă pot ajuta, zic, eu știu ce vreți dumneavoastră, zic, eu nu pot face minuni. Zic, nu pot nici să vă fac sănătos, nu pot să vă spun nici câți zile aveți de trăit, nu pot să vă spun dacă veți căpăta o casă sau un serviciu, dacă vă vindeți casa, lucruri din acestea lumești. Și nu pot decât să vă rog pentru semenii mei. Și totuși sunt puține persoane care fac un drum indiferent unde ar fi în țară și vin și să vorbească cu mine. Și după ce pleacă, știi ce îmi spune, ce mă bucură Roxana tare mult? Că Doamna Maria, grasul dumneavoastră, tot ce mi-a spus m-a liniștit. Să știți că chiar am prins putere sufletească, chiar mi-ați deschis ochii și suflet. Asta e cea mai mare realizare mea când primesc un astfel de mesaj, fie față în față sau prin telefon sau persoane, Roxana, care mă sună pur și simplu, pe care le cunosc doar de pe Facebook, sau mă sună și că, Doamna Maria, nu am nicio problemă, dar am vrut să vă aud doar glasul, pentru că am fost foarte tristă și știu că atunci când vorbim amândouă mă liniștit. Nu vreau să fie sau eu vreau să fiu doar pe un adevăr. Știu că nu vă țin mult, știu că aveți treabă și vă sună multă lume.
Dar știu că mă liniștesc de câte ori vorbesc cu dumneavoastră. Pentru că dacă ei mă sună, eu nu pot decât să îi încurajez, să le ridic moralul. Asta pot să fac. Mm-hmm. Ei se așteaptă să le vedeți viitorul, să le spuneți ce se va întâmpla în viața lor. Însă s-a întâmplat vreodată să, într-adevăr, să aveți un mesaj sau o viziune despre cineva apropiat, să spunem? Chiar dacă am avut, n-aș vrea să mai readuc o discuție cu soțul meu, deci a fost întrebat și uite că Dumnezeu a voit altceva, a vrut să ia acolo sus. Mai primesc mesaje, dar sunt persoane publice pe care nu le pot spune, indiferent că le e bine sau le e rău, că urmează să fie ceva rău, deci nu pot spune pe blog ce se va întâmpla cu ele. Sunt într-adevăr persoane publice și de-aia și Dumnezeu îngăduie să-mi spună, dar din precauție, din dragoste pentru acea persoană, pentru a nu fie stricat reputația, pentru a nu-l îngrijora, am hotărât, am mai spus înainte, am hotărât ca să nu mai studi pe persoane publice. Da, primesc, dar numai ce vrea Dumnezeu. Persoane sunt care, de exemplu, mă roagă câte cineva prin telefon, Doamna Maria, întrebați pe Dumnezeu sau pe Maica Domnului ce se întâmplă, ce voi face, ce... Zic, Doamne, zic, dar Maica Domnului și Dumnezeu zic, nu sta de vorbă cu mine cum vreau eu, zic, sau să întreb lucruri. Zic, nu întreb lucruri, ci pur și simplu mă rog, zic, n-am, și chiar n-am cerut Roxana. Undeva într-un mesaj spunea, zic, cereți de la Dumnezeu doar sănătate și mântuire. Că dacă avem sănătate, avem de toate, dar suntem mântuiți, e ok, știi? E minunat. Deci eu nu cer nimic de la Dumnezeu în plus. Decât sănătate pentru cei dragi și să li se rezolve problemele după voia sa. Ați mai avut un articol marți pe 19 septembrie și la fel, e o temă foarte frumoasă și care dă mult de gândit oamenilor. Unde se duce sufletul? Trecând peste teama de moartea fiecăruia, ce se întâmplă mai apoi? Asta caut și eu acum, ca să fiu exact pe articol, dar oricum eu știu despre ce este vorba. În momentul în care noi suntem cu câteva ore, câteva minute înainte să plecăm. Și știi de ce am scris, am reluat acest articol, că și acesta este reluat? M-a sunat o doamnă, care a murit soțul de vreo 6-7-8 luni, nu știu, și totul se obișnuiește cu nu mai caut, dispariția soțului ei. Și atunci m-a sunat și m-a întrebat, că doamna Maria, zice, da, atunci când o fi să plec și eu din lumea aceasta, o să mă văd cu soțul meu? Ceilalți dragi o să-i văd și atunci îi spuneam și eu sunt prorocilor care se îngrijorează în momentul în care Dumnezeu decide să ne ia la El cu câteva minute, o zi, două, trei, cei dragi nouă toți ne apar în, așa cum văd eu lucrurile acum, știi, real, deci așa o să vedem și momentul în care Dumnezeu a hotărât să ne ia dincolo. Deci toți cei dragi ai noștri vin și ne încurajează și ne spune, hai, nu-ți fie teamă, hai, hotărăște-te, hai, lasă, părăsește trupul și vină. Unde se duce sufletul? În momentul în care noi părăsim această lume, sufletul este luat de Îngerul nostru păzitor și 40 de zile este plimbat pe locurile unde noi am umblat de când eram copii, noi născuți, copii, oameni maturi, până în clipa în care trecem la viața veșnică. Și asta e ceva minunat, pentru că îngerul, în momentul în care ne arată tot ce am trăit și tot ce am făcut, el notează în caietul său și după 40 de zile, după parastasul, care trebuie făcut obligatoriu pentru sufletul celui plecat, atunci merge în fața Mântuitorului și spune, Doamne, astea sunt faptele bune, astea sunt faptele mai puțin bune. Și chiar dacă faptele mai puțin bune atârnă mai e greu, atunci îngerul vine și mai spune că a fost un om bun, că a fost un om credincios, că a făcut. Și atunci Mântuitorul, până la dreapta judecată, îl trimite în rai. Nu trebuie să ne fie teamă pentru viața veșnică, sufletul într-adevăr este luat de Îngerul Păzitor și nu este lăsat din mâinile sale până nu ajunge în fața Mântuitorului. Chiar dacă duhurile rele, cu niște chipuri negre, cu brațe lungi, întind brațele lor să-l smulgă din mâinile Îngerului Păzitor, deci nu vor reuși pentru că Îngerul Păzitor are răspunderea de a ajunge la Mântuitorul mai întâi cu acel suflet.
Da, deci nu trebuie să ne fie teamă că moartea nu există, dragă. E greșit spus cuvântul moarte, nu știu să zic așa. Pentru că e o viață veșnică, e trecerea de aici ca și cum am trece pragul într-o cameră în alta. Asta înseamnă. Și de asta, aici pe pământ, nu avem nimic al nostru, este dat spre administrare de Dumnezeu să dăruim și celor care nu au, celor care sunt în necaz. Nu trebuie să ne ceară cineva ca să facem o faptă bună și să nu ne fie teamă că viața dincolo este infinit frumoasă. Da, dar vedeți, cu toții ne dorim să fim aici, pe pământ, alături de toți cei dragi. E adevărat. Dar dacă am cunoaște viața de dincolo, crede-mă că am vrea cât mai curând să cerem voie să trecem, să pășim pragul, știi? Dar Dumnezeu ne lasă să trăim cu bune și cu mai puțin bune și să ne bucurăm de viață, să ne mântuim sufletul. Și dacă mai avem timp, Roxana, aș vrea doar să... Spun, am găsit aseară, căutând pe blog, am găsit un articol în care, vechi, prin 2004, l-am dat deoparte ca să-l postez, era într-o sărbătoare, în cursul săptămânii, eu și uitasem de acest articol și soțul meu pleca la serviciu, dar tocmai căzuse un nasture de la un sacou gri. Și chiar dacă era sărbătoare, nu eram atât de credincioasă până în 1997, deci nu consideram că a coase un nasture sau a plăti o cămașă, dacă nu aveam, la mână, că așa era acum, să fac treabă chiar dacă era sărbătoare. Și atunci am luat nasturile, acum coase și m-am dus la geamul la sufragerie, acolo, și stând cu spatele la geam și cu sacul, eu am pus nasturile. Și atunci auzeam un glas și spunea, zice, să nu mai coși în ziua de sărbătoare, niciodată. Dar eu zic, bine, în gândul meu, întrebam, eram uimită, că încă nu notam acele taine, știi? Da. Nu le notam. Și nu știam ce se întâmplă. Și aud un glas care spune, păi, ești lângă fereastră, ești cu spatele la geam și coși un nasture pe un sacou gri. Și când am auzit că mi-a spus lucrul acesta, cu toate că m-am cutremurat, m-am înspăimântat, pot să spun, pentru că eu nu notam ceea ce vedeam, le luam de coincidențe, dar pot să spun că din acea zi n-am mai pus mâna pe ac și pe ziua de sărbătoare. De asta aș vrea să le spun tuturor celor care sunt tentați să lucreze, în ce sens, să spele, să coase, să meargă în solarii. Astea sunt muncile care nu trebuie să le face, să culeagă grânele de pe tarla. Deci nu, în ziua de sărbătoare trebuie să o sărbătorim și să le iubim pe Dumnezeu și Maica Domnului, să nu facem acest lucru. Dar nu aș vrea să amintesc, cum mi-a spus o persoană cât de curând, că în zilele de sărbătoare nu avem voie să aprindem focul, nu avem voie să ardem aragazul, să ne încălzim mâncare. Și atunci întreb, bine, dar de ce? Pentru că arde Maica Domnului în foc. Nu, dragilor, nu arde Maica Domnului în foc. Deci, pur și simplu, avem voie să ne încălzim mâncare, avem voie să facem ceva, o mâncare la copil, cum adică să nu încălzim mâncarea. Exact cum spunea Mântuitorul când a făcut minunea sâmbăta și ceilalți gândeau rău că a făcut în ziua sâmbetei, a vindecat. Și atunci Mântuitorul le-a spus fariseilor, oare cine nu-și desleagă boul de la iesle și o duce la păscut și o dă cu apă și dă apă? Deci nu este un păcat să aprindem foc în zilele de sărbătoare și să ne încălzim, să ne spălăm, cum adică să nu facem lucrul ăsta. Uitați, un alt mesaj foarte frumos pe care l-ați transmis cititorilor îi face referire la gândurile pe care poate le avem câteodată, gânduri rele îndreptate asupra altei persoane. Ar trebui să renunțăm la astfel de practici, nu? Pentru că într-un final s-ar putea să se răsfrângă asupra noastră. Am scris într-adevăr să nu gândim rău despre cineva. Da, este foarte adevărat. Nu ar trebui să blestemăm, în primul rând. Dar nu pentru că Dumnezeu s-ar uita în gura celui care blesteamă și vai de mine. Știi, noi atunci când suntem tentați să blestemăm pe cineva, atunci e ca și cum i-am dat poruncă lui Dumnezeu și am spune, Doamne, îți ordon să-l omori pe ăla sau să-l îmbolnăvești sau să iei copilul. Deci ceva de genul. Ori este un mare păcat. Atunci ce spune, da, blestem tu pe cu tare și cu tare, dar tu îmi ordon mie, îi lasă cât se aranjează, îți fac eu ție. Și atunci Dumnezeu ori dă o bală la acea persoană, ori dacă nu îl lovește unde este mai tare, în privința copiilor, a celui, la tot ce este mai drag, asta facem.
Deci blestemul se întoarce asupra celui care blestema. Și am un exemplu la propriu. Aici, cu ani în urmă, o mamă și-a blestemat copilul, era într-o sâmbătă, și-a blestemat copilul ca să fie lovit de o mașină și să-l aducă acasă bucăți. Era un copil rău, aș putea spune. Da. Îi bătea, bea, făcea scandal acasă, îi scotea afară, le punea banii din casă. Și a doua zi, mama pleacă în sat, în sat era vorba, pleacă în sat și la vreo 200 de metri de casă dă o mașină peste acea persoană și moare mama, deoarece cu o zi înainte își blestemase copilul. Deci blestemul Dumnezeu l-a dat acelei persoane pentru că a gândit rău și a blestemat copilul și a murit exact așa cum i-a dorit copilul ei. Să moară de mașină și de mașină a murit ea. De asta zic, dragilor, să nu gândim rău și nici să nu blestemăm pe nimeni, că la un moment dat vom zice, Doamne, dar ce am făcut? De ce mi-ai dat mie asta? De ce? Și atunci îți amintești că le-am blestemat. Sau sunt persoane care pierd bani sau sunt înșelați și spune să le fie de lumânări. Iarăși să nu facă lucrul acesta, pentru că acele lumânări vor fi aprinse ori pentru ei personal, ori pentru cineva drag din familie. Bun, ideea e să nu dorim răul nimănui, nu? Absolut. Și să răsplătim răului cu bine. În momentul în care facem bine celui care ne-a făcut rău, acea persoană care ne-a făcut rău nu poate dormi noaptea, se îngrijorează. Exact cum se spune în Sfânta Evanghelie, are cărbune aprins pe capul lui, pentru că se gândește, Doamne, dar eu sunt rău, am făcut rău acelei persoane. Cum poate să facă bine? Și atunci, treptat, treptat, îl aducem pe calea cea bună. Așa să încercăm să facem cât mai mulți. Mă uitam pe pagina de Facebook, aici unde avem mesaje frumoase. Vă spune lumea că vă urmărește și că ba chiar unii dintre oameni sunt fascinați de mesajele dumneavoastră. O altă persoană vă și întreabă ceva. Spune că locuiește în Italia și știe că la un moment dat ați spus ceva despre Italia care urma să se întâmple, dar nu își mai amintește exact și nici nu reușește să găsească articolul. Ați avut un astfel de... Un astfel de mesaj? Da, Luciana, am avut un mesaj despre Italia și era un mesaj destul de îngrijorător în care în Italia se va întâmpla un dezastru la nivelul Italiei. Aici nu mi-a spus ce se va întâmpla, dar într-adevăr în Italia poate să fie vorba de cutremur, poate să fie vorba de inundații, nu știu. Dar nu este un dezastru mic, știi? Deci va fi un dezastru mai mare. Ce se va întâmpla, asta nu pot să știu. Da, este. Uite, că atunci când... Dar în schimb putem totuși nu neapărat să prevenim, să-L rugăm pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să mai amâne această stare îngrijorătoare sau pur și simplu să fie nu cu victime de vieță menești. Mă uitam și pe blogul dumneavoastră și aici mi-am amintit de faptul că ar trebui să le spunem și celor care ne urmăresc, cei care sunt urmăritorii fideli ai dumneavoastră, că pot cumpăra și cărțile. Da, Roxana, eu le-am și pregătit. Mulțumesc tare mult! Ale, și aveați lângă dumneavoastră! Este vorba de cele 5 volume și aș vrea să le arăt cu fiecare în parte și spun și prețul. Nu știu cum să stau. Așa. Ăsta este volumul 1. Așa, perfect. Perfect, așa. Așa, la cameră. Așa, acesta este volumul 2, la prețul de doar 35 de lei. Ăsta. Volumul 3, știm deja, este Viața extraterestră și volumul 5. Așa, e la 25 de lei cartea. Și volumul 3 și 5 asta și volumul 4 este noua carte cu adevărul Duhului Sfânt, care am scos-o recent. Da. Nu s-a văzut. Suntem tot la 35 de lei, dar să zic că lumea crede că eu mă îmbogățesc de pe urma cărților. Nu. Doar 5 lei la fiecare carte, aceia sunt a mei, din care plătești taxele, să spun așa, de care cumpăr plicuri, teste, că la poștale sunt ramburs. Deci, cheltuiește toate cele 5 cărți, costă 155 de lei și separat, exact cum am spus, cele mai voluminoase, 35 de lei, cu 30 le-am luat de la editură și celelalte 25 de lei și cu 20 le-am luat de la editură. Astea sunt facturi, sunt bonurile pe care le primit la oameni pentru fiecare care
face o comandă de cărți, eu le pun și bunurile de la casa de mamă. Ok. Am scris toate aceste cărți și voi mai scrie în continuare, pentru ca cei care nu au posibilitate să urmărească tot ceea ce scriu eu, să aibă cărțile. Și referitor la cărți, Roxana, sunt foarte multe persoane care îmi spun că în momentul în care țin cartea mea în mână, sau o pune în casă, sau pleacă cu ea pe tren, dintr-o stare îngrijorătoare, o stare de neliniște, în momentul în care deschid această carte și nu spun spre laudă, dar este cu adevărat adevărul Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu, se liniștesc citind din carte, pur și simplu. De curând am primit un astfel de mesaj și am plâns de bucurie. Bun. Și presupun că pot fi comandate de pe Facebook-ul dumneavoastră, nu? Și eu am site-ul adevărul Duhului Sfânt cu vânzări cărți sau la telefonul 0747226236. Mă sună și sau îmi lasă mesaj pe WhatsApp sau direct pe site-ul adevărulduhuliisfânt.ro și acolo pot lăsa comanda fiecare și îți mulțumesc din suflet că mă ajut ca să pot să dau și din cărți, pentru că pentru aceste cărți eu am făcut în și spun cu toată sinceritatea, am făcut un împrumut la CEARE și achit rata lunară de 850 de lei ca să pot să achit cărțile, părta valoarea cărților. Deci n-am avut bani mulți personal să pot achita cărțile, ci doar prin rată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați făcut astăzi timp într-o zi atât de specială și că ați stat de vorbă cu noi și vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare, să vă bucurați de aniversare alături de cei dragi și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Mulțumesc și ție și colegilor tăi și de Zii Live în general și vă iubesc, sunteți minunați și sunt sigură că avem mulți urmăritori și chiar sunt și părintele și Joia parte, nu? Părintele Calistrat și în general Dezei Live este foarte urmărit de cei care vor să vadă ceva real și vor chiar să se amuze uneori. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc și tuturor care ne-au urat la mulți ani. Mulțumesc. Vă îmbrățișez. Doamna Maria Gheorghiu a fost alături de noi. Vă invit să dați un like și un share emisiunii noastre pentru ca discuția să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de Valentin Huțanu începând cu ora 13 și de Georgiana Adam de la ora 16, iar noi ne revedem mâine la o nouă emisiune. O zi frumoasă!